Pavel, care a spus clar de preoți. Da, hai să vă spun eu. Pavel a arătat concret cu scriptura în mână că adevărata credință nu are nicio legătură cu ritualurile, formele, datinele, obiceiurile și acele obrăznicii de tradiții. Bisericești, drept, obrăznicii de a te închina la mort sau la orice altceva în afară de Dumnezeu. A fost, este și va fi un lucru detestabil înaintea lui Dumnezeu. Ei, ce se întâmplă în zilele noastre? Acest sfat al închinării, al venererii oaselor, are un răsunet pentru scopuri de marketing religios, de bișniță pură. Și se fac milioane de euro într-o zi. Și da, show-uri grotești, da, scopuri. Ah, mi-a dat vedere, ah, a rămas sărcinată, am pus mâna pe moaște, a rămas sărcinată. Da, ăia n-au citit Biblia, nici prima și nici a doua poruncă, cel puțin în toată viața lor. Să știți că este o mare înșelătorie ce vi se întâmplă a satanei din vremurile de astăzi, care a ajuns să pună eticheta creștinismului pe orice gunoi bisericesc. Da, închinarea la oase este un lucru detestabil pentru Sfânta Scriptură, pentru însăși Dumnezeu, care a spus să se facă lumină. Și asta n-a spus-o nimeni din preoții de astăzi. Și nici de ieri. Îndoctrinarea românilor mei, să știți că se datorează preoților în totalitate, care sigur îi știm și îi avem prin toate comunele, orașele și mitropolii. Ah! Și ei, preoții, au un singur obiectiv. Să convingă prostul, da, care face parte din omenia asta ortodoxă, catolică, știi, putrid, bogat, năcăjâți, știi că ei știu cum să îi manipuleze. Ăștia, da, plini de erezii în ei. Că îi drept ce se întâmplă și că da, năcăjitul are credință. Nu, no,